Dragii mei, fiți bineveniți! Suntem din nou împreună și avem intenția să continuăm studiul scripturilor. Credem că, înțelegând Evanghelia, vom putea dezvolta o relație spirituală personală cu Domnul Isus, și asta ne va ajuta să primim darul vieții veșnice. Astăzi, aș vrea să vă prezint un nou subiect din Biblie, din Cartea lui Dumnezeu, din Evanghelia, scrisă de Luca, capitolul 5. Paragraful acesta a intitulat Pescuirea Minunată. Scopul meu este să vorbesc despre pescarii pescuiți. Grupul acesta de oameni pe care îi surprinde Biblia în textul din Pescuirea Minunată sunt de fapt un grup de pescari care au încercat o noapte întreagă, dar fără succes, să prindă pește. Isus apare a doua zi de dimineață în mijlocul lor și îi ajută să prindă pește dar în același timp îi prinde și pe ei cu Evanghelia pe care le-o prezintă. De aceea am spus că titlul acestui mesaj este Pescarii pescuiți. Privind la întâmplarea aceasta prezentată de Biblie, în mijlocul căreia se află Mântuitorul Iisus Hristos și un grup de oameni, înțelegem mai multe lucruri care ne ajută pe noi să ne apropiem de Dumnezeu și să înțelegem că această apropiere de Dumnezeu ne conduce la mântuirea sufletului. Primul dintre aceste lucruri este următorul. Oamenii au nevoie de Dumnezeu și de cuvântul său. În primul verset, Biblia ne spune că în timp ce Mântuitorul se afla lângă lacul Genezaret, oameni foarte mulți la număr îl îmbulzeau și aveau intenția să audă cuvântul lui Dumnezeu. Din toate timpurile, oamenii au avut această nevoie în inima lor să se apropie de Dumnezeu și să audă cuvântul său. În momentul în care oamenii s-au apropiat de Dumnezeu, au primit siguranță și liniște în sufletul lor. Oamenii au nevoie de siguranță și de liniște. De asemenea, atunci când au auzit cuvântul lui Dumnezeu, oamenii au primit direcție. Când te apropii de Dumnezeu, primești o stare de liniște și de pace sufletească, și când auzi cuvântul lui Dumnezeu, primești direcție, o nouă viziune a vieții, fiindcă cuvântul lui Dumnezeu îi instruiește, educă al doilea lucru pe care îl surprindem din textul acesta este faptul că Dumnezeu se face disponibil pentru oamenii care îl caută. Observați că Isus a văzut două corăbii în marginea lacului, pe scarie și se să-și spele mereajele și el s-a suit în aceste corăbii care erau ale lui Simon și l-a rugat să depărteze pe una dintre ele puțin de la țărm, apoi a șezut jos și îi învăța pe oameni în corabie. O metodă atât de naturală, atât de simplă a ales Mântuitorul Iisus Hristos în cotidian pentru ca să se adreseze acelor oameni. S-a comportat cu atâta naturalețe încât suntem surprinși de maniera profundă în care el se integrează în viața oamenilor. S-a urcat într-o corabie, a rugat pe stăpânul ei să o depărteze puțin de la țărm și corabia aceea a devenit un anvon de la care el a vorbit oamenilor. Toate mulțimile de oameni care erau pe mal, care îl îmbulzeau, au venit să-l vadă pe el pentru a primi liniște în sufletul lor și să audă cuvântul lui pentru a primi direcție. Și acum, Hristos a făcut disponibil pentru ei. Acesta este un principiu de viață. Dumnezeu răspunde oamenilor care îl caută. Dumnezeu se face disponibil pentru oamenii care au nevoie să audă cuvântul său. Uh. El se implică în viețile oamenilor, în cele mai naturale, în cele mai obișnuite, în cele mai normale situații ale vieții. Oamenii vor miracolele lui Dumnezeu, însă Dumnezeu vrea caracterul lor. Observați că ei au venit acolo pentru un miracol. Au fost impresionați de minunile pe care le-au văzut înainte, și acum au venit la Isus sperând că vor mai vedea și altele. Dumnezeu profită de. Prezența lor și lucrează la caracterul lor. Biblia ne spune: îi învăța pe oameni din Corabie. Ei nu au venit neapărat ca să fie învățați. Ei au fost impresionați de miracol, dar Dumnezeu a profitat de faptul că ei au fost acolo și au vrut să învețe. Scopul lui Dumnezeu este să dezvolte maturitate în inimile oamenilor. Oamenii să crească din starea de copii. Să devină maturi în viața lor personală, în viața lor de familie și mai mult în relația spirituală personală cu Dumnezeu. Învățătura este metoda pe care Domnul a folosit-o atunci și, de fapt, a folosit-o întotdeauna. Al treilea principiu pe care îl surprindem în textul acesta este faptul că succesul și riscul întotdeauna sunt la apă adâncă. În toate domeniile vieții, succesul costă și prețul este riscul. Doar credința și pocăința autentică este eficientă. Doar credința și pocăința adâncă, profundă, dau rezultate. Oamenii care încearcă să-L experimenteze pe Dumnezeu într-o manieră ieftină, de suprafață, superficială, mediocră, nu vor avea niciun rezultat. Se vor simți înșelați în așteptările lor și întotdeauna vor da vina pe Dumnezeu că nu există sau că nu-și face timp de ei, în timp ce ei nu plătesc prețul pentru o apă adâncă. Există o apă adâncă în viața de familie. Acolo unde demnitatea, sacrificiul, iertarea, iubirea, toate încercările de a depăși uh, crizele și provocările vieții transformă familia aceea într-o familie de succes. Există o apă adâncă în viața personală, scopuri clare, o disciplină autentică, un caracter integru. Există o apă adâncă în viața de credință, în viața cu Dumnezeu. Sinceritatea, transparența, credința puternică în Cuvântul lui Dumnezeu și în caracterul lui Dumnezeu, o ascultare remarcabilă față de principiile lui Dumnezeu. Când un om merge la apa adâncă cu Dumnezeu, experimentează lucruri care trec dincolo de experiența obișnuită. Omului aceluia nu-i mai pot spune că nu există Dumnezeu, fiindcă el trăiește cu acel Dumnezeu. Cât de ridicol ar fi cineva să-mi spună că nu trăiește o persoană cu care eu tocmai m-am întâlnit și am stat de vorbă 5 minute. Tot la fel este de ridicol atunci când un om, un ateu, o persoană necredincioasă, se întâlnește cu un creștin care trăiește cu Dumnezeu la apa adâncă. Și acestui creștin îi se spune că Dumnezeu nu există. Creștinul acesta s-a întâlnit cu Dumnezeu, vorbește cu Dumnezeu, a experimentat prezența lui Dumnezeu. Și în viața spirituală, ca și în celelalte aspecte ale vieții cotidiene, apa adâncă presupune locul unde se atinge succesul, dar și locul unde riscurile sunt prezente. Al patrulea principiu pe care îl găsim în text este faptul că observăm un război între experiență și credință. Care este experiența? Experiența este afirmată de ucenici, de pescari. Am pescuit toată noaptea, dar nu am prins nimic. Aceasta este experiența lor. Aceasta este un fapt istoric, petrecut toată noaptea. Și oamenii aceștia vin cu experiența lor și o afirmă în fața Mântuitorului Iisus Hristos. Hristos, ca și cum ar neglija experiența lor, le spune, încercați din nou și pescuiți. Și Petru îl întreabă, Doamne, am stat toată noaptea în apele astea, noi suntem pescari de meserie, noi nu facem asta pentru prima oară, noi nu suntem amatori, nu am prins niciun pește. Experiența asta pe noi ne învață că nu este un timp bun pentru pescuit, peștii nu se află în zona asta sau dacă se află ei nu, 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 nu mănâncă. Și Domnul trece dincolo de experiența lor și prin credință le spune următorul lucru, mai încercați. Întotdeauna în viața noastră există un război între logica noastră, între experiența noastră, între capacitatea noastră limitată de a percepe lucrurile și mai ales lucrurile spirituale și credința prin care credem cuvântul lui Dumnezeu din Biblie. Întâlnim în cartea aceasta foarte multe principii care depășesc experiența noastră, care depășesc logica și înțelegerea noastră rațională. Și prin credință noi ar trebui să ne ridicăm deasupra experienței și logicii umane și să ne încredem în Dumnezeu, care fiind Dumnezeu, El știe ce spune, El știe ce face. Hristos vine și le dă o probă de lucru acestor oameni, îi expune unui examen destul de greu. Neglijați-vă propria voastră experiență și ascultați de cuvântul meu. Vreau să faceți lucrul acesta ca să vă dovedesc că eu sunt Dumnezeu. Eu văd unde sunt peștii în apă. Eu pot să chem pești în zona aceasta să intre în uneltele voastre de pescuit, în năvodul vostru. Eu vă, pot spune, eu vă, pot expune la o experiență care vă modifică mentalitatea de viață, care vă învață lucruri noi. În, pe scena vieții noastre există război între experiență și credință. Și este o luptă de supremație între logica noastră, între experiența noastră și credința noastră în Dumnezeu. Atunci când lupta aceasta este câștigată de experiența noastră, noi îl subordonăm pe Dumnezeu propriei noastre experiențe, propriei noastre rațiuni. Și uh, noi conducem viața noastră și apoi ne întrebăm unde este Dumnezeu. Dumnezeu nu stă în această poziție de subordonare față de noi. Dumnezeu stă în viața unui om. Atunci când, um, când omul acela îl face pe Dumnezeu persoana care conduce, îl pune la volanul vieții lui. Uh, Războiul acesta zilnic, dintre experiența și logica noastră și, de cealaltă parte, Cuvântul lui Dumnezeu și credința în acest Cuvânt, hotărăște de partea cui vom fi, de partea noastră sau de partea lui Dumnezeu. Noi suntem oameni limitați, avem percepțiile noastre. Sistemul de educație căruia am fost expus de la naștere până astăzi, mediul acesta de hrănire care a format caracterul nostru pe lângă temperamentul înnăscut, zestrea genetică, ne transformă pe noi într-un anumit tip de oameni. Și noi nu putem să ieșim din experiența noastră. Noi nu vedem dincolo de limitele experienței noastre. Noi credem că lumea este așa cum o vedem noi. Dar trebuie să acceptăm că cu 10 ani în urmă noi am văzut lumea altfel. În ciuda faptului că ea era la fel. Iată dar că noi nu trebuie să limităm realitatea la felul în care o vedem noi. Dumnezeu vine în viața noastră și ne spune tu trebuie să ai încredere în mine. Lucrurile nu stau așa cum le vezi tu. Tu nu vezi dincolo de deal. Eu sunt Dumnezeu și văd. Dar există un război teribil. Între dorința noastră de a controla lucrurile, de a ne conduce propria viață și de a lăsa pe Dumnezeu să ne conducă viața aceasta, cine este la volan, eu sau Dumnezeu? Dacă eu sunt la volan, atunci eu sunt responsabil de tot ce se întâmplă atunci Dumnezeu va pleca. Dacă Dumnezeu este la volan, atunci Dumnezeu mă conduce înspre împlinirea promisiunilor pe care mi le-a făcut și în care eu nădăjduiesc, de care mă agăț cu dorința de a fi împlinite în viața mea. Credința presupune să-i dai volanul lui Dumnezeu experiența și logica, rațiunea presupune să-ți conduci singur viața, să neglijezi prezența lui Dumnezeu, sfaturile lui Dumnezeu, chemările lui Dumnezeu și pur și simplu să te comporți ca și cum Dumnezeu nu există. O astfel de persoană poate să aibă religie, poate să-și facă nunta în biserică, poate să meargă la biserică la Paște și la Crăciun, poate să-și facă semnul crucii, să aibă o cruciuliță agățată la oglinda retrovizorii a mașinii. Omul acesta poate să fie foarte religios, dar el își conduce mașina. Dumnezeu nu atinge volanul lui pentru că omul acesta nu se încrede în Dumnezeu. Dumnezeu îi spune pescuiește, și omul spune, nu pescuiesc, Doamne, pentru că am încercat toată noaptea, și dacă n-am prins toată noaptea, nu prind nici acum. Logica aceasta funcționează în domeniul uman, dar atunci când Dumnezeu sparge această realitate umană și se urcă pe scena istoriei vieții unui om, atunci lucrurile se întâmplă diferit. Dumnezeu știe ce spune, Dumnezeu știe ce face, Dumnezeu este atot puternic, este infinit, este etern, este atot prezent, este atot știutor. Când oamenii au încredere în Dumnezeu, ei onorează pe Dumnezeu și își deschid viața pentru El. Dumnezeu vine la volanul vieții lor și îi conduce înspre o viață fericită. Există un război teribil între noi și Dumnezeu, care să conducă propria noastră viață. Cine lasă pe Dumnezeu să-i conducă viața, viața aceea va deveni mântuită, și va deveni veșnică. Un al cincilea lucru pe care îl surprindem în text este faptul că ascultarea de Dumnezeu produce minuni. Oamenii vor minuni în viața lor. Oamenii vor să experimenteze vindecări divine, supranaturale. Oamenii vor să experimenteze miracole, în timp ce nu ascultă de Dumnezeu. Principiul Bibliei este următorul: numai oamenii care ascultă de Dumnezeu vor experimenta miracole. De toate felurile. Priviți vă rog ce se întâmplă aici. Când oamenii ascultă de Dumnezeu, natura ascultă de oameni. Acesta este un principiu incredibil. Când oamenii ascultă de Dumnezeu, natura ascultă de oameni. Dumnezeu spune acestor oameni pescuiți. Ei încearcă să refuze invitația Mântuitorului explicând experiența lor. Toată noaptea am încercat, n-am prins nimic, logic este să nu mai încercăm, e pierdere de vreme. Hristos insistă și le spune, faceți asta la cuvântul meu. Din respect pentru cuvântul lui Dumnezeu, ei încearcă și prind atâta pește încât aproape că se rupe năvodul, unealta de pescuit. Iată dar că miracolul apare atunci când oamenii ascultă de Dumnezeu. Când acești pescari au ascultat Cuvântul lui Dumnezeu, pur și simplu peștii au ascultat de ei. Natura se raportează la oameni direct proporțional cu felul în care se raportează oamenii aceștia la Dumnezeu. Dumnezeu la început când l-a făcut pe om și l-a așezat în mijlocul creației. I-a dat omului uh, oficiul de a stăpâni peste natură, de a conduce natura. Și natura trebuie să îi se subordoneze lui. În momentul în care omul a păcătuit. Omul și-a pierdut această competență, acest oficiu de a stăpâni peste natură. Atunci când omul se întoarce la Dumnezeu, își mântuiește sufletul prin credință și pocăință, intră într-o stare de ascultare față de Dumnezeu și își ocupă locul de creatură în peisajul existenței lui Dumnezeu, raportându-se la Dumnezeu ca la stăpânul său, ca la creatorul său, ca la mântuitorul și domnul său, dintr-o dată el recapătă oficiul acela de a stăpâni peste lucrurile din natură. Observați că miracolele se întâmplă atunci când omul ascultă de Dumnezeu. Al șaselea lucru pe care îl surprindem în text este faptul că apropierea de Dumnezeu te ajută să-L cunoști pe Dumnezeu. Nu-L poți cunoaște pe Dumnezeu în timp ce stai cu spatele la El. Nu-L poți cunoaște pe Dumnezeu dacă nu te întâlnești cu El. Dacă nu-i dai ocazia să te întâlnească. Dacă nu-ți permiți ocazia de a-L întâlni. Atunci când îl întâlnești pe Dumnezeu, îl cunoști. Această experiență se repetă și în viața umană. Cunoaștem doar oamenii pe care i-am întâlnit. Dacă ne ferim, ne ascundem de Dumnezeu întotdeauna, dacă evităm cuvântul Său, dacă evităm casa Sa, atunci nu-L vom cunoaște pe Dumnezeu și îi vom lăsa pe formatorii de opinie să ne spună cum este Dumnezeu. Și atunci vin unii și spun Dumnezeu nu există. Și noi credem că Dumnezeu nu există doar pentru faptul că cineva ne-a spus asta. Pentru simplu motiv că eu nu m-am întâlnit cu Dumnezeu, asta înseamnă că Dumnezeu nu există. Pentru simplu motiv că eu l-am evitat pe Dumnezeu și că îmi petrec viața în locuri unde Dumnezeu nu este prezent sau nu își manifestă prezența, asta înseamnă că Dumnezeu nu există. Persoana care stă cu spatele la Dumnezeu nu-l va cunoaște pe Dumnezeu. Observați că Petru, pescarul acesta care devine ucenicul lui Isus și apoi marele apostol al creștinătății, îl cunoaște la un moment dat pe Isus. Era evreu, dar nu l-a cunoscut până atunci. El avea religia lui, el citea din Cartea Sfântă, el mergea în sinagogă, biserica vremii. El era un om cu preocupări spirituale, dar nu l-a cunoscut până atunci pe Dumnezeu. Însă experiența aceasta îl apropie de Dumnezeu și poate să vadă miracolul. Observați că atunci când omul acesta îl se apropie de Dumnezeu, îl cunoaște pe Dumnezeu. Principiul Bibliei este următorul. Nu-l vei cunoaște pe Dumnezeu dacă nu te apropii de El. Dacă vei ține garda de sus și vei fugi întotdeauna de Biblie, de biserică, de oamenii care îl cunosc pe Dumnezeu, atunci îți vei anula posibilitatea să-l cunoști vreodată pe el. Vei trăi în absența lui, vei vorbi împotriva lui și vei spune că el nu există. Și aceasta doar pentru faptul că ai refuzat să te apropii de Dumnezeu. Stimate prieten, trebuie să-ți dai șansa, trebuie să folosești șansa și oportunitatea de a te apropia de Dumnezeu, pentru că aceasta este singura metodă să-l cunoști pe el. Când îl vei cunoaște, Vei rămâne impresionat de dragostea lui, te vei îndrăgosti de el și vei refuza să mai trăiești viața aceasta plină de necazuri în absența lui. Ultimul lucru înainte de încheiere: până nu-l cunoști pe Dumnezeu, nu știi cu adevărat cine ești. Mă surprinde reacția pe care a avut-o pescarul Petru. Observați că el vine cu experiența lui și face o regulă spunând Doamne, eu sunt un pescar profesionist, am încercat toată noaptea să prind pește și nu am putut. Regula este următoarea, nu este pește acum în zona aceasta. Hristos îl contrazice și spune mai încearcă o dată. N-are rost, spune pescarul, mai încearcă o dată, insistă. Și pescarul recunoaște doar la cuvântul tău, doar din respect pentru tine o să mai încerc încă o dată. Culmea, în momentul în care ascultă și încearcă, Peștii umpl, umplu nevodul lui. Atunci Petru își dă seama că la mijloc este degetul lui Dumnezeu. Cade în genunchi, cunoaște pe acest învățător, înțelegând că este Dumnezeu care face miracole, e mult mai mult decât un învățător, și spune, Doamne, sunt un om păcătos. Când îl cunoști pe Dumnezeu, te cunoști cu adevărat pe tine. Când înțelegi superioritatea lui Dumnezeu, conștientizezi inferioritatea ta atunci realizezi că ești o ființă limitată, murdară, păcătoasă, că nu poți sta lângă acest Dumnezeu care este pur sfânt de săvârșit, te prăbușești în fața Lui, ai o reacție de subordonare, de umilință, asta se numește pocăință, de încredere în El, pur și simplu te simți bucuros să spui viața în mâinile Lui, fiindcă înțelegi că El este atot puternic, atot știutor, infinit, etern, nelimitat, și cu toată siguranța spui viața în mâna lui. Când cineva îți mai spune că Dumnezeu nu există râzi, nu te vei cunoaște niciodată pe tine însuți înainte ca să-L cunoști pe El și nu-L vei cunoaște înainte să te apropii de El. Aș vrea să te invit, dragul meu prieten, să ai o experiență de viață cu Dumnezeu. Dumnezeu există, nu e o poveste, nu e o religie, nu e ceva, e cineva. El poate să umple ființa ta de pace, de liniște, poate să-ți dea direcție. Dacă-l asculți, va aduce miracole în viața ta și în casa ta. Dacă te vei apropia de el, îi vei cunoaște măreția care a creat, care conduce universul acesta și care va judeca lumea la sfârșitul veacurilor. Momentul în care îl vei cunoaște pe el, te vei prăbuși conștientizându-ți limitele, fragilitatea și neputința, vulnerabilitatea și vei spune, Doamne, ai milă de mine că sunt un om păcătos, un om care am avut păreri prea înalte despre mine, dar în fața ta mă prăbușesc, mă închin și vreau să intri în viața mea, să conduci viața și casa mea. Haideți să ne rugăm împreună în sensul acesta. Tată care ești din ceruri, stăm în fața ta copleșiți de bogăția cunoașterii cuvântului tău, îți mulțumim că ne oferi harul acesta ca în viața aceasta de muritori să te cunoaștem pe tine, Creatorul și Dumnezeul nostru, să ne jenăm de atitudinea noastră măreață în mod exagerat și nejustificat, să ne prăbușim în fața ta, recunoscând că suntem atât de fragili și vulnerabili, atât de mici și murdari și avem nevoie de tine și de ajutorul tău. Ne zmerim în fața Ta, Doamne, în mod sincer și ne cerem iertare pentru toate ieșirile noastre în decor, într-un mod atât de urât și de copilăros. Iartă-ne, te rugăm! Mântuiește viața noastră, iartă păcatele noastre, vindecă bolile noastre, restaurează falimentele noastre. Ai milă de noi și de casele noastre, Doamne! Ne punem viața în mâna Ta și te rugăm fierbinte, nu ne lăsa să ne depărtăm de Tine. Ajută-ne să Te urmăm, să Te înțelegem și să umblăm cu Tine. În numele Lui Iisus, Mântuitorul nostru drag, îți mulțumim că ne-a Amin. Stimați prieteni, a fost o mare onoare pentru mine să mai am încă o ocazie să împărtășesc Cuvântul lui Dumnezeu cu dumneavoastră. Fiți binecuvântați! Sperăm să fim în viață pentru săptămâna viitoare la o nouă întâlnire. Până atunci, la revedere, Dumnezeu să vă poarte de grijă!